am un scurt îndemn să spun, cumva ca un fel de rezumat al celor două videoclipuri care ți le-am făcut astăzi, de sâmbătă, sâmbătă la 29 aprilie 2021 de 504 PM. Uite ce vreau să spun, drag. Mai întâi trebuie să spun că aș fi vrut să citesc poezii de Ion Pilat astăzi, adică pe bandă, dar din păcate nu pot, adică nu pot, pentru că am mâncat și nu știu ce. Când am înregistrat atunci prima dată, când am mâncat, așa, a fost greu să și vorbesc, să și mănânc. Cum o să mai bine, poate mâine să pot citi Ion Pilat, sau poate de seară, uite, aprind iară becul și 20 de minute și citesc niște poezii, că el scria niște cărticele, știi? Foarte frumos. Îmi amintesc că la spital, anul trecut am avut eu pe la... Era toamna aia și mă gândeam la tatăl meu. Am să-ți dau un îndemn, dar înainte de alt îndemn. Îndemn după îndemn, știi? Bizant după bizant. Dumnezeu, adevărat Dumnezeu. Eu vreau să spun că am fost anul trecut la spital și am avut cărți de poezii, am avut Fenomenologia Spiritului, dar nu s-a prea fin. Și am citit, în schimb, din Elovinescu Critice, parcă volumul 1 sau 3. Și tu știi că dacă citești cărți, nu știu, de exemplu, acum am luat un dereu, Dumitru Radu Popescu, Întoarcerea Împăratului, sau nu știu cum zice. Să vedem ce citim. L-am scris foarte mult, Dumitru Radu Popescu, și efectiv l-am, cum se numește, știi când elimini muște din casă sau alte asemenea, toată viața. Și un mare, mare autor, nu știu, cred că mai trăiește Dumitru Radu Popescu. Longeviv. No, ce vreau să spun? Păi că mai știu. Să citesc un cuvânt din Biblie. Da. Eram acolo și citeam, știi, luam pe acolo și citeam sub frunze, luam pe bancă, la masă. Și poezia când Ion Pilat povestește cum era copil sau nu știu, și mergeam în cămara cu fructe, cămara cât casa asta, pe polițe tot felul de fructe, când moșiile chiar lucrau. Și ne descrie culori, gutuile nu știu cum, ăia nu știu ce. Și era ceva foarte frumos. Și în același timp aveam pe tata Macedonski. Eu un Pilat l-am cumpărat anul trecut. Ia acolo frumos. Macedonski nu l-am găsit, aș fi vrut să-l citesc. Psalm. Ți-am citit doi psalmi ce am găsit pe internet. Are psalm modern, are rondelul rozelor de aur, rondelul rozelor ce mor, cel mai cum. Are nopțile, ți-am citit noaptea de decembrie, trebuie să mai citim. Dar nu-l găsesc. Și oricum era puțin. Și în cărturia aia, o cărticică mică. Și mai are, în fine, ce mai are? Flori sacre, dar aia nu știu dacă era în cartea sau... O era, dar nu. Nu găsesc pe internet. Adică în format electronic. Și ce o să spun? Adică, bine, nu mi-am să mă flor sacră, dar m-ar interesa să citesc poezia lui în franceză, când a fost în Franța. Când s-a dus în Franța și a venit înapoi. Dar ce vreau să zic,
fost foarte persecutat, și el, și Caragiale. O să efectiv o trebuie să plece din țară, pentru că politicienii exilau, știu? Nu-i suportau politicienii. Caragiale a plecat la Berlin. Și nu făcea parte din viața orașului. Stătea acolo într-o locuință și avea un covor de ăsta armânesc, trai de-a român, stătea acolo turcești în Berlin. Și Macedonski, dar în schimb Macedonski a avut succes. Bun. Vreau să zic, efectiv, eu plângeam în cameră și așa. Bine, mă chinuiau colegi, bine. Dar eu plângeam pe coperta cu Macedonski. Înțelegem. Cădeau lacrimi în ochii mei pe chipul lui Macedonski, pe buzele. Bun, acum să lăsăm chestia asta. Eu pot să înțeleg, știi, că pentru un om normal lucrurile astea pot părea puțin, poate, știi. Încă nu. Ai un tată, ai o mamă, sau ce? Ce e mare lucru cu asta? Mulți oameni. De ce să te intereseze? De ce să te gândești că taică tu e ca Macedonski? De ce să te preocupi că e mare poet taică? Să-ți arăt ultima lui carte. Dacă asta e ultima. Uite aici. Asta e reeditată și relucrată. Uite, poza asta eu am făcut. Mai mult. Deci au scris critici despre el, recenzenți, critici, prezentatori. Asta de aici, editorul, domnul Mircea Pitean. Nu. Deci chestia asta, știi, un fel de onorare a părinților. De ce să-ți onorezi părinții? Asta e o întrebare foarte bună, nu? La prima vedere. Păi este o poruncă. Ați onora părinții? Este o poruncă. De la Dumnezeu. Cinstește. Uite, și îți mai spun un lucru interesant. Tu știi că eu știu fericirile toate, dar poruncile lui Moise mă încurc la ele. Sunt 9 fericiri și 10 porunci pe decalul. Dar nu le... Le știu... Știu 9 porunci, dar nu știu... Nu știu porunca a 8-a. Tu știi? Și nu știu dacă porunca a 4-a e porunca a 4-a și nu a 5-a. Și dacă porunca a 5-a e a 5-a și nu a 4-a. Deci nu știu dacă nu cumva cinstirea părinților tăi e cu să sfințești sabatul. Și dacă să sfințești sabatul, nu e cu cinstirea părinților tăi. Asta le încurc numerele. Dar le știu. Iar când ajung la 8-a, habar n-am care e 8-a poruncă. Știu în schimb a 9-a, că m-am uitat la film în rus. Și nu, aia o mai știu. Și la biserică. Și a 10-a. Dar a 8-a nu știu care e poruncă a 8-a. Dar e destul. Și am căutat, nu? Dar 10 ani am știut Biblia. Dar... Mai ales, deci numai toată ziua. Dar nu... Măcar... Deci eu spun. Deci când eram la spital, numai Biblia citea, că dacă nu rezistă acolo ce te chinui, știu, oamenii răi. Dar... nu pot să știu.
Adică, nu că nu pot să știu. Poate pot să știu. Dau acolo la text. Dar vreau să zic că e interesant acest fel de a nu știu o poruncă în timp ce fericirile le știi pe toate. În mod normal, asta poate asta vreau să zic. Asta mă gândeam. În mod normal trebuie să știu poruncile, nu? Pentru că Moise înainte de Iisus, nu? Apare. Bun, și ce vreau să spun? E în felul următor. Deci, acum că ți-am spus cu tatăl meu, cu macedonții, cu poruncile, tot asta, vreau să spun un lucru. Deci, noi zicem că suntem creștini, sau fiecare ce vrea. Dar noi nu credem în cartea asta. Știi? Deci eu nu mi-aș fi imaginat. Tu știi filmul ăla Bălu pictat? Eu am și carte aici. N-am citit. Nu pot să spun că consider pe Mohan un scriitor. Dar vreau să spun ceva. Fata aia când ajunge la Shanghai tot și joacă cărți. Are o discuție cu soțul ei când joacă cărți. Îi zice că avem o invitație la opera sau tot în Shanghai, chinezesc. Zice ea zice, dar cine? Dar cu tare. Zice, nu vrei să mergi? Deși atunci nu știa că ea s-a dus ca să meargă la teatru. Dar zice, să știi că sunt absurd oamenii ăștia de la Shanghai, adică englezii, știi? Mama nici n-ar visa să invite jumătate din ei la cină. Înțelegem? Nu, cam așa mi s-a întâmplat mie. Da, păcatele sunt iertate, da, toate sunt nu știu cum, toate sunt nu știu cum. Dar de ce te-ai tatuat? De ce ești tatuat? De ce nu ți-ai dat jos tatuajele după aia să vii în biserică? De ce nu știu ce? De ce ai făcut aia? De ce ai făcut aia? E, cum era când beai bere? Cum era când beai vin? Cum era când nu știu ce? Puteai cu taică tot la spirituri. Cum era când erai în lume? Cum era că uite că eu sunt în sfințenie, bă. Eu sunt născut în credință. Cum era când erai ortodox? Cum erai când erai la catolici? Cum erai nu știu unde? Cum erai nu știu unde, știi? No. Deci asta a fost ceva ce nu mi-a venit să cred, atitudinea asta acestor creștini, știi? Acestor creștini. Adică un fel de caste, un fel de no, și n-am ce să zic. Da, vreau să zic altceva. Vreau să zic că, în schimb, nu noi am scris Biblia. În anii până să ajung în ZAM, eu le-am zis creștinilor de toate culorile care îmi reproșau. Deși nu toți mi-au reproșat. Sunt greco-catolicii, nu mi-au reproșat. Dar ăia toți îmi reproșau. Ortodoxii, de ce te ții de pocăiți? De ce te botezi? De ce mergi la ei? Pocăiții, de ce ești prieten cu putare? Cu putare? De ce ai prieten ortodox? Părinți? Călugări? De ce mergi la mănăstire? De ce mergi? Nu știu unde. Și eu ziceam, domnule, noi, ca și creștini, nu suntem proprietari pe Dumnezeu. Iisus Hristos sau ce vrei tu? Nu tu ești proprietar. Ca cult, ca biserică. Fie că e BOR, e și BOA, Biserica Ortodoxă Africană, sau BOE, Biserica Ortodoxă Etiopiană, nu. Care e diferența? Dacă sunt tot ortodox sau... și să nu fie ortodox. Cum a zis Ștefan, că eu sunt pastor baptist, dar mă consider ortodox. Pentru că țin crezul. Cât pot. Înțelegi? Deci ceva aici... un aspect. Ziceam chestia asta. Și acum zic altceva.
Nu noi, deci Biblia nu ne aparține nouă, noi aparținem Bibliei. Și dacă Dumnezeu scrie acolo niște lucruri, și dacă niște oameni nebuni le consideră perimate, aruncându-se niște nebunii cu adevărat, atunci asta nu înseamnă că noi, ca și creștini, ca și evrei sau ca și musulmani, ce o mai fi, zoroastrieni, taică, nu? Sau sabeeni, nu știu ce, iovieni din aia, ce o să zic? Nu trebuie să considerăm că ce scrie aici nu e valabil. Și de aceea, uite, e exact gluma lui Toma Caragiu, care trebuie o viață să o înțelegi. Le ziceam la colegii mei că aveam disc. Zicea Toma Caragiu despre, se numește Harem. Și zicea acolo așa, hai să o ascultăm gluma. Să vezi. Fetelor, dragele mele soții, știți cât de mult am zis, cum am căutat să vă fac fericit. Dar în viața fiecărui bărbat, din un moment greu, este imposibil să mai continui așa. Cum să vă explic? Ei bine, m-am îndrăgostit de altă. Hai să mai ascultăm ce zice Toma. Fetelor, dragele mele soții, știți cât de mult am zis, cum am căutat să vă fac fericite, dar în viața fiecărui bărbat vine un moment greu. Este imposibil să mai continui așa. Cum să vă explic? Ei bine, m-am îndrăgostit de altcare. Deci, aici ce avem? Deci, bancul era românesc. Creștinesc. Creștinesc și... pentru că poporenii mai erau creștini. Mulți erau creștini în România. Comunistă. Anii 70, când am fost făcută chestia asta. Probabil. Dar este un aspect. Iar oamenii moderni disprețuiau, probabil, și probabil că sunt care disprețuiesc pe turci, pe tătari, pe musulmani care au mai multe neveste. Unii. Și acum ei au un sfat, știi? Vor să se facă adjornamentul și zice Said Imam Raja, domnule, noi vrem, bine, ideea că ei, așa e filozofia lor, dar nu poți nici pe prima soție să o domolești. Adică mă refer cu mentalitatea lor, știi, de... după Biblie, că zice acolo Dumnezeu, nu? Că stăpânul Evei este Adam, știu. Dar eu cred că e mai mult decât aici, decât ce zice și Toma în gluma lui, ca și creștin, adică creștinii care râdeau. Dar este un aspect, știi? E mai bun oare un creștin sau un om modern care merge din floare în floare? Decât unul care are un harem.
sau unul care schimbă harenul cu harenul. Iar ziceau tineri, dar eu vreau să spun un alt lucru. Ziceau tinerii somalezi. Somalia predică. Este din Somalia acel predicator. Cea, domnule, cei mai în vârstă dintre noi, frați dintre noi, au luat toate nevestele și nu ne-a mai rămas nimic. Acum, nu știu ce să zic, dar din punct de vedere islamic, în islam, femeia e ceva foarte vulnerabil. Eu nu zic pentru mine, eu sunt Abu Bakr, înțelegi, pe mine mă doare la 11 metri, 1001. N-am chiar. Dar eu vreau să spun că în islam, o femeie e ceva foarte vulnerabil. Și atunci, ideea lui, că decât să o ia unul care n-are ce-i pune pe masă, sau care are niște idei așa mai, știi, mai moderne, postmoderne. Deci eu mă refer dintr-un punct pur și simplu teologic, dintr-un punct pur și simplu care ține de învățătura lui Dumnezeu. Eu n-am pomenit în Biblie să zică nimeni, și vorbim de Biblie, nu de Coran, bă, că ați luat toate femeile și că nu știu ce. Nu era reproșat nici lui Solomon. Acum, nu, scopul nu este ăsta, este un alt aspect. Și dacă vei fi un bărbat din ăla feroce, nu vei avea niciun succes. Scopul este, de fapt, de asistență socială, în niște clipe sau niște momente, niște necazuri care ne așteaptă, care vor fi foarte, foarte grele. Ce cred eu? Și apoi, cumva poate Dumnezeu îmi vorbește, poate este în natura, dar nu știu. Dar în niciun caz nu este o gratificație sexuală, nu. Este ceva, de fapt eu stau aici, în 2018 știu că mergeam pe câmp și am văzut drumul de țară, era ca praful de colacao, ca praful de cafea. Cacao. Și ogorul de porumb, pământul era ud. Drumul se dezertifica și imediat în porumb, ogorul era ud, nu se putea coace porumbul, nu se putea coace. Agricultură. După aia am stat aici, după aia m-am dus în 2021, februarie, am ieșit și odată, de două ori am ieșit, și am văzut un câine. S-au sălbăticit și câinii. Încă din 2020, în decembrie, am vrut să mă duc până la biserică, s-a luat un câine după mine. Deci, nu mai... Ce vreau să zic? Oamenii zic de încălzirea globală. Da, e încălzire globală. Este. Și care este aspectul? Pentru că, până la urmă, cel mai fericit om e cel care n-are nimic. Nu? Dar vreau să spun ceva. Antarctida, ambii poli sunt de gheață. Polul Nord, Polul Nord. Dar Antarctida e un continent, nu știu ce să zic, cât Africa, sau cel puțin cât Australia și încă o jumătate, o treime, mare, nu e cât un continent foarte mare, acoperit cu 2000 de metri numai de gheață. Poate o fi ceva acolo, poate o fi și nave spațiale, nu știu. Dar știu că e gheață. 2000 de metri. Și acum s-a întâmplat ceva. Mai ales faptul că Edison, nu? Sau cine? Nu, Ford. Ford a inventat motorul de mașină. Și mai în 100 și ceva de ani, deja uite că nu se mai poate trăi de la nopțele motoarelor. Nu? Au fost războaie, au dat cu de toate, au inventat dinamită și efectiv vom ajunge ca Valea Sibiu.
și pentru că oamenii nu se mai pot lăsa. Iar am avut eu o conversație în ZAM, trebuie să spun asta, așa mai spus, am stat în 2020, când am stat atunci, chiar când s-a anunțat COVID-ul, am stat cu un inginer de aici, de la centralele astea, care el are patima alcoolului, nu pentru că este bețiv, ci pentru că a suferit o traumă, o lovitură foarte grea în viață. Pot să spun că și eu pot să spun că... În fine. Și am vorbit cu el, vorbeam cu el, se înțelegeam foarte bine, a fost vizitat de soție și de și doamna Carmen Ghehan, m-a dat și mie, m-a întrebat ce să-mi dea de mâncare, ce să-mi aducă de la hață. Și ce vreau să spun? Păi că ce mi-a zis domnul inginer, nu știu, la una din aceste trei firme este inginer. Și mi-a spus, eu am zis, domnule, da, renunțăm la motoarele obișnuite și se trece pe diesel. Nu, scuză-mă, se trece pe Tesla. Și ăla nu poluează. Zice, nu. Și ăla Tesla poluează. Și atunci ce urmează? Urmează că nu mai avem nicio șansă. Și urmează că efectiv vezi acolo niște oameni neajutorați și dacă no, și mai este un aspect, vezi pe cineva că te iubește, ce faci? Nu, că eu sunt de-a lui Patraulea. Eu nu pot să te ajut, în niciun fel. Du-te cu Dumnezeu. Du-te și s-a dus. Asta vreau să spun. În schimb, Biblia nu ne spune vorba asta. Nu ne spune că a ajuta oameni care te iubesc și care ar trebui să iubești și cum poți, că mare lucru nu poți să faci. Dar oricum, pentru că înainte știam că nu pot. Și era mai când mi-a... În fine. Dar poate cu ce pot ajuta fi să nască niște copii și cam atât. Dar ideea este că noi, care suntem după Biblie, după Coran, după Avesta, după Zaratustra, după Bob Marley, ce mai fi, nu? Outlanderi ăștia, nu suntem buni, suntem niște păcătoși. Tu ai văzut să-i zică Dumnezeu? Dar mie dacă mi-ar zice Dumnezeu, Felix, ești un păcătos, aș înțelege. Bă, Dumnezeu a vorbit. Dar tu ai văzut să-i zică Dumnezeu lui Avraam vreodată? Băi, Avraam, ești un păcătos? Nu, eu n-am citit. Oriunde te uiți în Biblie și n-am citit toată Biblia, am putut, dar niciunde nu găsești că Avraam este un păcătos. Și Avraam este părintele credincioșilor. Adică este părintele evreilor, nu? Este părintele bisericilor toate care se revendică de la Isus, nu? Este părintele chiar și al samaritenilor, că mai există samariteni. Și este părintele și al islamului. Dacă te duci în toată, cum se numește, lumea islamului se numește umma. Mai zic, dar lumea îi zicem lume. No. Este ceva similaritudini. Și cumva, până la urmă, pare că fiecare joacă pentru o culoare, pentru o echipă. Adică avem poate aceiași protopărinți, ca să zic așa, erau boieri, mergeau la Istanbul, erau ăia, se băteau cu noi și luau femei și nu știu ce. Și în schimb
ne judecăm pe după alte astea, dar de fapt noi suntem frați. De-a lungul timpului. Mă refer, uite, de exemplu, noi cu turci. Și... nu. Și... în fine. Dar ideea este că Dumnezeu nu i-a zis nici lui Avram că este păcătos. Dumnezeu nu i-a zis nici lui Iacov că este păcătos. Bine, acum nu, fiecare viața lui, nicio viață nu e la fel cu altă. Apoi, nu i-a zis nici lui, cine mai fost? Mai fost unul. Deci Iacov, Avram, Iacov, stai că mai fost unul. Uitat acum. Nu, mai a fost un tip din ăsta. Tot în vremurile vechi. Dar nu mi-amintesc eu. No, și în schimb niște oameni care deja au ajuns la noțiunea de post-uman, post-modern și care nu știu de fapt nici ce-i modernism de fapt. Cine a creat cuvântul modern? Unde, când, ce condiții, care a ajuns la noțiunea de sfârșitul istoriei și după aia a fost mai multă istorie ca nici când în lume, din ce știm noi, care suntem de ieri. Așa că, ce să zic, dragul meu, niște oameni care se duc prin cluburi pe acolo și își frig creierii cu tot felul de prostii, bagă tot felul de prafuri în cap, care nu mai contează, care, uite, au murit. De ce a murit Janis Joplin? De durere, domnule. De durere. Și nu a fost ajutată nici cum de biserică, să zică, tu, fată. De ce nu găsești și tu un Onassis? Liniștește-te, stai la casa ta. Nu i-a zis nimeni chestia. Ea era păcătoasa din Hârlău. Și ce vreau să spun? Nu, acum oamenii sunt egali ca dinții unui pieptene, dar artiștii pot fi să fie mari, nu? De ce să moară Poe? De ce să moară Janis Joplin așa tineri și vai de capul lor? Ăsta Poe a murit de turbare. O turbare. S-a mușcat, poate o pline turbat, să știu, să face o turbare. Și să fie așa, să nu fie ajutat, să ceară ajutor și să nu-l primească. Și dacă unul dă ajutor, să nu îi se considere. Sau să zică, bă, e prea mult. Uite, Vincent van Gogh a ajutat ca Dumnezeu pe minerii. Și a venit biserica în inspecție să zic, nu, așa nu e bine. Nu e bine. Putea să zică, bă, bosule, deci tu vrei să fii mai modest, să zică episcopul. Hai că te cazăm cu minerii acolo, stai împreună într-o baracă, ai camera ta, și ești pastorul miner. Brain cells. Nu. A zis, du-te. Nu ne trebuie asemenea apostoli. În Flandra sau unde a fost. La Flaman sau holandez sau. Îți dai seama. Uite, Janis Joplin a făcut cântecul, a făcut ea. Mercedes-Benz. O, Doamne, te rog, dăm un Mercedes-Benz, toți prietenii mei au Porsche. Trebuie să mă noiesc, prefac. O, Lord, Doamne, dăm un televizor color. Și trebuie. Deci biserica nu a avut atâta inimă, să spună lui Janis Joplin, tu, fată, tu, nu mai bea, că nu te judecă nimeni, e artă care te face să fii așa. Înțeleg? Doar arta. Dar poți să accepti acea cutie italiană.
fie că e de teatru, fie că e de catedrală, poate ambele, ca să poți să supraviețuiești. În fond, asta facem toți. Dacă pătrunzi cumva că este imposibil, poate au ei niște unde ăștia, dar dacă e imposibil să pătrunzi la mintea omului, dar e, dacă stăm să ne gândim fiecare la mintea noastră, atunci știm ce suntem fiecare. Adică fiecare și individual și toți. De la ultimul om, de la mine, până la Dalai Lama sau cine vezi. Înțelegi ce zic? Toți avem momentul ăla de disperare, când, Doamne, nu mai pot, nu mai pot. Și bineînțeles, fiecare suntem, nu chestia că nu suntem egali, fiecare suntem pe un lăstar, fiecare, ca la lainici, nu? Sau la sac, sac, cobor. Fiecare depinde cumva când ne spovedim și asta e important. Deci, Emi, ce facem noi doi aici? Fond nu privește pe nimeni altceva. Poate Ministerul Sănătății, pentru că sunt bolnav. Ministerul Cultelor, pentru că tu ești de la biserică. Cam atât. Posibil Ministerul Învățământului sau Culturii, pentru că ești profesor și eu sunt poet. Atât. Dar ce vreau să spun? E că oamenii... Deci vreau să zic care este asta, că eu fac chestia asta. Dar altul se duce la preotul lui, la ortodox, se spovedește și are o viață spirituală, are părtășie cu preotul sau o doamnă, se duce la spovedit. Ai văzut, dacă te-ai uitat la filmul din 88 cu Bernadette Subirus, când Bernadette așteaptă la preot, iese o doamnă care fusese la spovedit atunci. Deci astea sunt niște lucruri și extrem de valoroase și tu nu poți să-ți imaginezi. Emi, ce înseamnă să pleci de la spovedit? Cultele astea cu mărturisirea păcatelor. Și acolo gândește-te și tu. Emi, musulmanii trebuie să zică de 5 ori rugăciunile. Toată viața. Nu există că să nu le faci. Dacă ești o moslem. Dar ce face ortodoxii? Și greco-catolicii. Și catolici, romano-catolici. Dom'le, trebuie să te spovedești, să spui tot ce ai făcut, tot ce ai gândit, tot ce nu știu cum, tot ce nu știu cum. Nu ascunzi nimic. Nu. Înțelegi? Și asta de la ce vârstă? Păi de când începi să te împărtășești? Nu, când ortodoxii împărtășesc pe copii, pe copiii mici, să zicem, până pe la ce vârstă să zic, pe degeaba. Dar eu nu mă duceam să îmi dea. Eu aveam 5 ani. Dar după aia când mai crești, nu? Dar ideea e că nu, la preot nu poți să-i spui brașoave. Ca și la psiholog sau la profesor sau la, nu, la maestru militar. Îți zice, bă, vezi, scrie acolo 50 de țanti la roata mașinii. Nu poți să scrii altceva. Că e lucru serios. Dacă nu, nu mai merge mașina. Dita mai cazemata. Nu? Deci sunt chestii extrem de serioase. Noi, eu și cu tine și alți oameni, mulți oameni, pe tot, luăm credința foarte, foarte serios. Înțelegi? Creștinismul? Noi, nu, că noi suntem creștini. Și alții credințele le luăm foarte, foarte serios. Și ar trebui să le luăm și mai în serios. De exemplu, islamul ar trebui să cerceteze. Doamne, ce e cu Maria în cartea aia? Păi nu e un singur Dumnezeu? Nu vreau să arunc... Nu. Ce e în cartea lor? Cum și noi ar trebui să găsim alte lucruri. Ziceam, eu vin curgând, eu vin curând, eu vin citind, nu? Mai este și chestia aia, da. Nu vreau să spun acum teorii de alea altă. Dacă citești scripturile noastre, vei vedea că nu sunt diferite de scripturile lor. Și că suntem, de fapt, un popor. Niște frați, niște copii credincios, mare credincios.
Deci dacă magii au fost oameni mari care au venit la Iisus, nu, și Avram era un fel poate mai mare. Sau poate la fel. Fel de din. Nu, așa că asta vreau să zic, dacă am putut să zic. Adică mama mea avea o vorbă, râde ciop de oală spartă. Asta e proverb românesc. Deci ideea e în felul următor. Domnule, adică un om care călăuzește viața după Biblie, e un om rău, e un om care e un abuzator, e un om care e un manipulator, e un om care vrea mai mult decât merită și poate nu merită nimic, e un om care trebuie ceva, e un om care nu poate să stea liniștit, e un om care e împotriva societății și alte bazaconii din astea, dar noi facem filmul ca Trainspotting. Adică, după ce ai făcut toate prostiile din lume, să pleci, să lași în urmă 3 cadavre. Că tu alegi viața. Ce... Emma. Ce să mai zic eu, dragi? Vadime, dragi. Bineînțeles, încă nu știu. Vreau să zic că, uite, eu, un alt pasaj unde mi se tot deschide Biblia, la păstorul cel bun. Eu nu sunt păstorul cel bun. Eu umblu cu păstorul cel bun. Deci. Înțelegi? Eu umblu cu păstorul cel bun. Restul de sunet și fum. Mă bat. Nu, dacă el asta zice, dacă Avram a avut, nu, gândește-te și tu, era sorul Savitei, Sara. Sara, deșteptăciunea ei, Sarai, a dat-o pe Agar. După aia a trimis-o de acasă, cu copil cu tot. Dai seama ce viață a avut Ismael, sângul, fără tată în Egipt, care egiptean ca lui. După aia Sara a murit și el a luat cel puțin una, dacă nu mai multe alte soții. Avram a făcut mulți copii, dar i-a trimis înspre, ce să zic, avea să fie Moab, Amon, spre Eufrat, i-a ținut departe de fiul său, de Isaac. Înțelegi? Da, și Moise. După aia, Iacov. Încă dinainte să se nască, i-au zis înșelător, că l-a apucat pe frasul de călcâi, când se năștea la genul. După aia Moise, și-a mai luat o soție numită Chetura. Toate, deci, cel care și-a dat legea, bă. Moise și el a vorbit cu Dumnezeu pe munte, 40 de zile, trebuie. Deci sunt chestii care oamenii ăștia habar n-au de nimic. Nu, trebuie să fii perfect. Să fii nu știu cum, să fii nu știu cum. Și atunci unde se ajunge? Pentru că de fapt și eu prorocesc. Și pentru cine prorocesc? Doar nu pentru bărbați. Că nu ei suferă. Păi doar la banană. Femeile suferă. Acum depinde și de caz. Poate să fie și o patraulă și un băiat sensibil. Și asta se poate. Dar în sistemul ăsta în care trăim, femeile suferă pentru că ele sunt părăsite. Ele... Uite, încă din filmul Walk to Remember, mai țin minte.
fata aia, cum o chema, Michel, cum. Îl iubea pe Leandon ăla. Și la sfârșit, după toate câte se întâmplă, îi dă pozele de la spectacol care ea le făcuse și zice, când îi zice, nici nu știu de ce m-a ales James, știi? Și ea zice că eu știu. No, și asta de-a lungul secolelor, dacă citești, dacă vezi, nu, dacă te spun, cel mai mare roman al tuturor timpurilor, mă refer timpurilor moderne, nu știu dacă cum, nu, egal cu Satiricon, e romanul Madame Bovary, Doamna Bovary. L-am citit în românești, te îndemn, cumpără-ți cărți, cumpără-ți cărți tipărite înainte de 89, nu da grămadă de bani pe niște chiciuri de acum. Să știi că s-a muncit pe cărți, oamenii s-au bătut cu cenzura, s-au luptat ca să facă acele cărți, le găsești la 5 lei, la 2 lei, la 3 lei, la 10 lei, 30 lei. În fine, îți spune, cumpăr, citește Doamna Bovary să vezi ce-i în sufletul femeii, al omului. Cât a suferit Doamna Bovary. Și care este mecanica, care este mecanismul suferinței Doamnei Bovary? Ea este un Quixote modern, adică ea este un Quixote feminin. Ea vrea acel lucru mirabil, ea vrea acel lucru care, cum ziceți voi, ziceați voi la baptiști, că fiecare om are un gol în inimă care are forma lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să-l umple. Nu. Probabil că acum pot să văd partea asta, deci că ceea ce căuta de fapt Emma Roald Bovary era pe Dumnezeu când citea acele romane. Deci vezi, aici este un aspect foarte interesant și asta nu l-a zis nimeni, poate nici Flaubert, nu a expus cazul care era și al lui și al Emma, personajului său. Deci, Emma Bovary citea romanele astea de pension, cu romane pastelate, știi? Dar nu de astea de azi. Atunci, totul ideal, tineri, frumos, o lume frumoasă și o lume stelară, cumva. Dar, în același timp, și ea, cumva, și apoi când s-a căsătorit cu medicul ăla, știi că o să vezi o scenă când flutura cordonul de la guler în vânt și era frumoasă și tot. Și deci dacă ar fi ajuns cumva la Dumnezeu, atunci nu să aleagă o viață de adulter. De ce poate face o femeie care nu. Deci înțelegi, sau și pe un om, și tu ești marginit, și eu sunt marginit, tot, dar fiecare suntem greșitori și fiecare suferă, dar ideea e să te ții de Dumnezeu, orice ar zice lumea, nu? Mama mea zicea că orice minune ține 3 zile. No, și apoi mai este un aspect. Eu cunosc lucrurile astea mult mai profund. Eu am în viața mea o domnișoară Bovary. Știu ce este sufletul fetelor. Făcut numai umanuri și numai din astea și știu. De asta nu poți să-ți permiți. Dar mai este un aspect. I am not what I am. Dacă aș fi un tip ca oricare, aș zice, no chance. Dar ideea e că și eu sunt una dintre ele. Deci, mama mea s-a născut și a trăit până la 4 ani la Ponor. Îndețul nostru.
țara noastră. Cu asta ți-am spus tot, mă. Sau vrei să-ți punctez mai bine? Uf, Doamne. Da, și ochii mei sunt doi vulcani noroioși.